La fiecare sfârșit de an, în luna decembrie, cele două cluburi Rotary din Râmnic organizează tradiționalul bal de caritate. Balul Rotary este un eveniment menit să aducă alături de membrii săi și parteneri ai proiectelor rotariene în curs de derulare sau viitoare și, prin licitațiile organizate, să strângă o parte din fondurile necesare finanțării acțiunilor sau proiectelor celor două cluburi. În acest an, rotarienii au venit în sprijinul copiilor care suferă de autism de la grădinița numărul 3 din Râmnicu-Vâlcea, unitate care are mare nevoie de materiale didactice, aparatură necesară recuperării și aparatură senzorială. Dragi prieteni, pentru ca luna să se schimbe, trebuie cineva să aibă îndrăznarea de a începe să facă ceva. În seara aceasta, noi nu putem schimba lumea, dar putem să schimbăm câteva destine. De mai bine de 21 de ani, Clubul Rotary Râmnicu-Vâlcea continuă să aibă un impact major în comunitatea noastră. Activitățile de binefacere pe care le-am inițiat și sprijinit în domeniu, precum ar fi educația, cultura, sănătatea, au contribuit la îmbunătățirea calității vieții a sute de oameni. În tot acest timp, ajutorul fiecăruia dintre noi a contribuit la un viitor mai bun pentru mulți copii, tineri, vârstnici din comunitatea noastră. În această seară o să reușim să schimbăm viitorul a peste 60 de copii. Copii care suferă de autism. În spatele meu ar trebui să ruleze un film pe care l-am făcut la grădinița numărul 3. Grădinița la care ne adresăm cu fondurile strânse în seara aceasta. Există o lipsă acută de materiale didactice acolo, de aparatură necesară recuperării și de echipamente senzoriale. Ne propunem să facem un pic mai bine pentru ei. Pe lângă această acțiune, 5 copii proveniți din familii fără posibilități financiare deosebite, care s-au remarcat la concursuri de muzică sau olimpiade școlare, au fost recompensați de rotarieni cu premii în bani. Prima diplomă de excelență se acordă la Guivițul Ioana Maria, elevă în clasa a 6-a, școala gimnazială Anton Pan, Râmnicu-Vâlcea, pentru locul întâi obținut la limba și literatura română în cadrul olimpiadei lectura ca abilitate de viață. Profesorul următor, Spiridon Elena. Din motive de sănătate, această elevă n-a putut să vină și continuăm să vorbim de al doilea copil excepțional. Preda Ana Maria Roberta, elevă în clasa 12-a, Colegiul Național Informatică, locul întâi la limba germană. Felicitări! Câteva cuvinte. Bună seara! Vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați acordat-o în această seară și nu pot decât să vă mulțumesc și acum fiind studentă, continui să-mi încurajez colegii să mă urmeze pe mine și pe colegii mei olimpici și să facem județul Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, mândru pentru ceea ce ne-a oferit. Vă mulțumesc, o seară frumoasă! Și ce mai avem să vă mulțumesc? Finanțan! Mulțumesc frumos! Felicitări! Mergem cu Iordan Cristina Elena, elevă în clasa 12-a, Liceu de Artă Victor Giulian Râmnicu-Vâlcea, pentru locul întâi, obținut la NAI. Felicitări! Vă mulțumesc și de asemenea pentru această oportunitate. Sunt foarte emoționată. Mă bucur tare mult să fiu aici și vă mulțumesc mult de tot încă o dată. Și noi îți mulțumim pentru rezultatele obținute. Continuăm cu Voicu Gabriel, cu clasa 10-a, Colegiul Național Vicea cel Bătân, pentru locul întâi, obținut la atletism 800 de metri. Nu cred că poate să ne facă o demonstrație la 800 de metri, dar rugăm să spună câteva cuvinte. Bună seara! Vă mulțumesc pentru această oportunitate și pentru toată susținerea oferită. Mulțumim și noi! Și, în ultimul rând, cunosc Bănescu Sabin, elev în clasa 11-a, liceu de artă, pentru
pian. Felicitări! Bună seara! Mulțumesc pentru acest premiu și am vrea să vă ofer și un flamen muzical. Mulțumire! Pe care o să ne așteptăm cu mare bucurie! Balul ca eveniment este și un barometru pentru cele două cluburi și le permit acestora să stabilească la jumătatea anului rotarian strategia proiectelor viitoare.